Nu se aude niciun zgomot, străzile goale, pustii. Chiar și școlile sunt închise, bucurie pe copii. În loc s-a oprit pământul, trăim vrem ce n-au mai fost. Însă Dumnezeu veghează, toate acestea au un rost. Că nimic din ce se întâmplă nu e fără știrea Lui. Este totul scris în carte, în cuvântul Domnului. Da, cei ce-L cunosc pe Domnul, prin Iisus sunt ocrotiți. Sânge sfânt îi protejează, de cei rău ei sunt păziți. Tu, creștine, să n-ai teamă de ce vezi în jurul tău. Nu te temeți, spune zilnic, că tu ești copilul meu. Nimic să nu te înspăimânte, nu te ajunge niciun rău. Nu te poate atinge nimeni, Tatăl tău e Dumnezeu. La casa de rugăciune, frați, surori, nu se mai strâng, căci biserica e închisă, nu se știe până când. Da, închisă doar clădirea, niște ziduri tari și reci, căci biserica cea vie nu va fi închisă în veci. S-a oprit și alergarea după lucruri pământești. Acum stăm mai mult în casă și avem părtășii cerești. Cu familia împreună, tu ne-ai binecuvântat. Să-ți cântăm și să-ți dăm slavă, Doamne, Tu ești minunat. Îmi spăl mâinile și fața și casa mea curățesc, dar aș vrea mai mult acum sufletul să mi-l sfințesc. Și cu mâinile curate mă apropii tot mai mult de Domnul în cămăruță, vocea Lui vreau să o ascult. Mulțumesc că în tot și în toate, Doamne, Tu ești pacea mea. Și din brațul Tău, o Doamne, nimeni nu mă poate lua. Sunt al Tău pe totdeauna și așa va fi mereu. Mă cred numai în Tine și la bine și la greu. Cu Tine sunt în siguranță, ocrotit de brațul Tău. Tu-mi dai liniște și pace, Tu ești al meu Dumnezeu. Amin.